de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț. Astăzi, în ziua în care începe și școala, probabil că toți care ați ieșit din casă ați văzut că e aglomerație destul de mare, nu atât de mare cum va fi mâine, pentru că nu încep cursurile chiar la prima oră. Dar oricum, începe școala, mi s-a spus că va fi în format fizic. Până la urmă om trăi și om vedea, pentru că nimic nu mai e sigur în această țărișoară frumoasă, care din când în când mai e și condusă. Din când în când. Deocamdată stăm și ne gândim că, apropo de guvernări, de politică și de oameni politici, că a început să fie la modă în piețe un aliment care poate fi atașat ca simbol oamenilor politici de acum. Se vinde multă varză. Se vinde multă varză și varza, până la urmă, este un aliment sănătos, dar nu în exces. Acum, pe lângă faptul că începe școala, în săptămâna care a trecut, avem un eveniment. Am înțeles noi că a început activitatea în noul spital ATI de la Piatra Neamț. Mă rog, eu de o săptămână mă chinui să aflu cine este directorul spitalului. Am sunat și la minister să-i întreb cine este directorul spitalului de la Piatra Neamț. Eram atât de fericit că, în fine, după încercările de pe vremea lui Ștefan, cumulate cu vremea lui Rotaru, cu a lui Culiță Tărâță, cu a lui Arsene, iată că, în sfârșit, avem un nou spital la Piatra Neamț. N-am reușit, așa că am apelat la singura persoană pe care o cunosc din spitalul județean de urgență Piatra Neamț, managerul Alex Filimon, să vină să ne lămurească ce e cu această nouă construcție din curtea spitalului, unde este el manager, pe care scrie spital modular. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bălănescu, mulțumesc pentru invitație. Mai ales V-a plăcut introducerea și ironia fină. Probabil că a fost o scăpare de-a mea la o altă conferință de presă când m-am exprimat. Nu a dumneavoastră. Ca fiind... Nu a dumneavoastră. Eu dacă intru acum pe niște conturi de Facebook, așa, găsesc numai spital modular 2 Piatra Neamț. Dar ca să clarificăm, este o unitate modulară de terapie intensivă, așa scrie, deci, și pe autorizația deci de construire. Deci nu este spital, nu este secție externă, este unitate? Nu, este o unitate modulară, da, pe care am avut bucuria să o terminăm și să o finalizăm lunile trecute și să obținem toate autorizațiile de funcționare de la DSP și de la ISU vinerea trecută, la ora 12. Când de altfel am și început transferul pacienților din spital. Din adică spital. Vineri acum. Acum două zile, când am și început transferul, de fapt, pacienților din spital în unitatea modulară. Se pare că ați primit autorizația la timp, pentru că avem un număr de cazuri, într-adevăr. Ieri am datele de ieri, astăzi nu le-am exact, am venit direct la dumneavoastră. Ieri erau 66 de pacienți confirmați pozitiv și 7 în ATI. Adică în noua secție. Din câte am înțeles acum, ar fi 10, dar nu am o dată concretă, ar fi 10 acum în ATI. Bun, deci ne-am lămurit. Avem o construcție modulară care practic ține locul secției ATI care era înainte. Așa, cum v-ați descurcat cu personalul? Că dacă era spital, era simplu, veneau posturi noi, așa, dar aici aveți o secție de ATI pe care probabil trebuie să o împărțiți acum ca atribuție. Da, deci noi practic acum avem o structură nouă, sunt 8 paturi postoperatorii, paturi ATI în spital, în spitalul vechi, ca să spun așa. Da. Și sunt 17 paturi în această structură modulară. Din cele 17 paturi, noi am început cu un număr inițial de 7 paturi pentru bolnavi pozitivi COVID
și cu 10 paturi pentru cei non-COVID. Da. Un pat din cele pozitive este desemnat sau este pentru făcut copii. Disponibil pentru copii. Așa este procedura acum. Asta este exact. Da. Domnul Filimon, este un lucru pozitiv că avem această construcție modulară. Sunt dispus să-i spun și spital pentru că s-a făcut din fonduri private, etc. Până la urmă, nu denumirea contează, cât modul în care, modul în care lucrurile merg înainte. Dar, pentru acuratețe, lucrurile trebuie spuse foarte clar. Da, asta este o construcție modulară. Au fost tot felul de discuții, dar nu intrăm acum în amănunte, mai spre finalul emisiunii. Acum vreau să vă întreb, apropo de autorizare și alte lucruri, acum vreau să vă întreb altceva. Această construcție modulară vă ajută în momentul acesta, dar secția de ATI, în mod normal, ar trebui să funcționeze și în condiții optime unde o aveam, nu? Unde o aveam. Bun. Ce se întâmplă în momentul acesta? Deja am așa un fel de, scuzați, deja vu. Adică, la Piatra Neamț a luat foc o piață, am așteptat un an, până am primit un raport, după care știam cu toții că raportul ăla nu va spune nimica important și nou. Aici aveți o sală, nu? O sală sigilată. Două saloane. Sau două saloane sigilate. Deja de cât timp? Aproape... De atunci, din noiembrie. Din noiembrie. Noiembrie. Mai avem câteva luni să faci un an. Nu pot să înțeleg. Dumneavoastră va explica cineva de ce acele saloane... stau închise. Deci, practic, acolo saloanele acelea sunt sigilate pentru că se face această expertiză care e condusă de parchet. Eu n-am nicio influență și nici nu pot să cer parchetului să facă lucruri mai repede. Este ancheta dumnealor, sunt independenți. Nu, dar nu va trimis nimeni vreo hârtie? Nu a trimis nimeni niciun raport, nu a trimis nimeni nicio hârtie. În general, de când sunt eu și, apropo, astăzi am 8 luni, deci... Vă dăm un par cu apă, un ceai sau o cafea. Am depășit media de 6 luni. Șampanie nu avem, asta e numai la... E ok și asta e numai la, și nu... la proprietar. Șampanie. Da, deci revenind la parchet, într-adevăr, ei, am avut o comunicare cu ei, în special pe partea de a deschide, de a redeschide unul din saloane care nu e exact în zona afectată. De incendiu. E oarecum după colț și ne-ar fi ajutat pe noi foarte mult pentru paturile postoperatorii. Din păcate, după câteva conversații, ca să spun așa, pe fax cu ei, ne-au dat un aviz negativ pentru folosirea acelui salon, dar tind să sper că vor avea această expertiză cât de curând și atunci vom avea o altă conversație, mai ales despre acel salon, care pe mine mă interesează foarte mult. Fiind și la etajul 2, fiind aproape de blocurile operatorii de lângă chirurgie, deci e foarte simplu de transportat pacienți. Acum, paturile postoperatorii sunt practic la etajul 4 pe secția de ginecologie. Da, deci e complicat cu transportul... bolnavilor, până la urmă. Mai ales că acolo sunt și lifturile acelea senzaționale. Lifturile sunt, nu sunt foarte bune, dar sunt revizuite constant, anual, deci na, asta avem acolo în spitalul, așa numitul spital nou. Ideal ar fi ca să mutăm acele paturi de pe secția de ginecologie undeva la etajul 2 și sunt... făcuți niște pași, în sensul că au fost niște discuții cu câțiva dintre șefii de secție pentru a vedea cum putem să folosim niște saloane din secția de chirurgie pentru aceste paturi postoperatorii. Am înțeles. Bun. În momentul acesta, spitalul, care a trecut printr-o traumă, ca și comunitatea, funcționează cu această secție modulă, compartiment modular. Acolo avem două saloane sigilate, avem la etajul 4 8 paturi, da?
Spuneți-mi și mie, ce bani a primit spitalul sau ce demersuri a făcut spitalul ca să primească niște bani de la minister, Ministerul Sănătății, pentru ca să poată în regim de urgență, că n-a trecut mult, a trecut doar câteva luni, nu, de la incendiu, să aibă posibilitatea de a-și înlocui lucrurile arse. Noi am făcut demersuri atât, și apropo de asta, e oarecum surprinzător că managerul de la Neamț a rezistat mai mult decât doi miniștri ai sănătății, de obicei era invers. Am făcut demersuri. Că încă mai au de bătut recordul de la Neamț. Deci la Neamț am avut, am citit cu mare plăcere raportul dumneavoastră pentru anul 2020. Eu citesc de obicei rapoartele care sunt postate și am văzut că ați făcut raport în numele a câți manageri? 9. În numele a 9 manageri. Dar să nu ne speriem dacă până la sfârșitul anului vom avea 9 miniștri. Eu sper că nu. Eu sper că nu. Dar revenind la raportul dumneavoastră este senzațional. L-am citit. Voi și scrie despre el. Vă spun de pe acum, este senzațional. Este atât de bine să faci un raport în numele a 9 manageri și să trebuiască să folosești un preș mare și des, mare, mare și des, așa, ca să poți acoperi toată perioada aia. E un pic mai lung decât rapoartele precedente, asta pot să vă zic. Am încercat să-l facem citit, un pic mai, spus că l-am citit. Să-l dezvoltăm un pic și probabil cel de anul viitor va fi și mai complet. Bun, revenim dar la minister. Am făcut demersuri și atât la ministrul Voiculescu cât și la doamna ministră Mihailă pentru echipamente ATI. Din păcate, vedeți că au fost aceste schimbări și sunt un pic dezamăgit pentru că nu s-a concretizat nimic. Noi am făcut aceste demersuri chiar și pe baza raportului de inspecție pe care l-am raportul primit. De inspecție făcut de minister. De minister. Deci, în și care, ce v-au spus ei în raportul ăla? Ce vă trebuie? Ce v-au impus ministerul să aveți? Noi implementăm ce au zis ei, în special pe partea de personal. Atunci au spus că personalul de pe secția ATI era oarecum insuficient. Vorbesc la data controlului, care era prin martie. Eu am o colaborare foarte bună cu domnul dr. Gureu, șeful de secție, și tot ce a cerut dumnealui, noi am încercat să-i oferim în sens de personal și echipamente. Iar pe partea de echipamente, dumnealor au menționat niște echipamente pe care, sincer, nu le-am avut niciodată. Nu neapărat cele distruse din incendiu, nu le-am avut. Deci cei din minister au zis, domne, vă trebuie echipamentele astea. Da, nu le avem și astea erau nefiind. Haideți să lămurim ceva. Cine poate finanța echipamente? Pe de o parte, ministerul, da? Și pe de o parte, proprietarul. Consiliul Județean. Consiliul Județean. Dacă putem, prin venituri proprii. Sau, mă rog, deci, nu discutăm. Prin proprii, nu discutăm. Anul acesta nu discutăm. Nu discutăm lucrurile astea. Astea sunt povești nemuritoare. Să știți că am mai cumpărat echipamente mici, într-adevăr, prin venituri proprii. Din păcate, noi acum suntem la 94-93% din tot ce primim, ca să spun așa, banii se duc pe salarii. Deci avem un fond foarte... 94-95%? Nu, da. N-ați depășit încă 100%? N-am depășit, nu. Da, e ușor, adică nu mai e mult. Nu mai e mult, într-adevăr, dar vă spun asta adică... pe lunile iulie și august, pentru că acolo, într-adevăr, a fost neavând ATI-ul și asta vreau să... Cred că aveți probleme din cauza lipsei unei șefe la compartimentul de personal și unui director economic cu experiență. Posibil. Deci cred că din cauza asta posibil, s-a ajuns nu știu, aici. N-am analizat asta, pot să vă zic că, într-adevăr, lunile iulie și august au fost mai dificile, neavând ATI-ul sau neavând secția ATI, numărul de intervenții chirurgicale și a fost mult mai mic. Noi, în general, în 2018-2019 aveam cam 556 de pacienți pe zi. Acum eram la nivel de 320, fiind plătiți pe cazuri, normal că... Asta nu că n-ar fi pacienți. Nu că n-ar fi pacienți, din contră, chiar avem cerințe. A trebuit să transferăm și la alte spitale, atât din județ cât și din afară, pentru că nu, noi când lucram cu 6 paturi, ATI era foarte greu. Lumea cred că
are această senzație că ATI-ul înseamnă pacienți grav COVID. Nu știu de ce. Când discut pentru că cu... de un an și ceva s-a indus în opinia publică atâția... prin comunicate. Așa sună comunicatele. Avem atâția bolnavi, dintre care atâția în ATI. Și când, toată lumea... Când zilnic ți se spune lucrul ăsta, se face o legătură. E cum se spune la noi de vreo 15 ani în Neamț. În Neamț se construiește un spital nou. Și noi am ajuns să credem că deja spitalul vechi este un spital nou. Posibil. Mă refer doar la acest lucru cu secția ATI, în care toată lumea are impresia că e vorba despre bolnav COVID. Nimeni nu înțelege, sau nu știu, puțină lume înțelege că e vorba de orice anestezie, de orice operație, de orice pe pacient care a fost operat și trebuie să se trezească undeva într-un pat ATI după anestezie. Deci faptul că noi avem ATI nu e doar ATI COVID, e o mare neînțelegere, cred, și o, nu știu, cezareană, dacă vrei să faci, îți trebuie un ATIist, îți trebuie un anestezist, da? Deci faptul că noi am lucrat până acum pe 6-4 ca spital județean, eu nu cred că mai e vreun spital în țara asta care are atât, a avut atât de puține paturi în ultimul an și totuși am reușit să ducem activitatea asta la bun, într-un fel organizat, într-un fel la bun sfârșit, într-un nu? Fel organizat, fără mari probleme. Și acum, datorită doamnelor de la Dăruiește Viață, avem posibilitatea, într-adevăr, să lucrăm la capacitate mare, să folosim paturile pe care le avem în spital. Bun. Deci, până la urmă, ministerul nu v-a dat nimic, ca să înțeleg. V-a trasat niște sarcini. Nu ne-a dat nimic. Vă trebuie aparatură, vă trebuie nu știu ce, dar cam nu, atât. Nu am primit nimic și nu am primit nici fonduri pentru acele investiții care de obicei sunt prezentate la sfârșitul anului precedent. Se face o listă de către toți medicii șefi de secție și se cer aceste echipamente pe toate secțiile. Deci nici pentru acelea nu am primit nimic deocamdată. Am înțeles. Bun. La nivelul celorlalte secții, că acum tot mă iau după comunicate pe Facebook. Am înțeles că s-a încheiat reabilitarea secției pediatrie. Reabilitarea secției pediatrie? Așa am citit pe Facebook. Nu știu. Un sponsor a scris, am lucrat și am reabilitat secțiile pediatrie și nu știu care. Și eu așa de bucuros am fost că tot scriu despre secția pediatrie, încât am pus un comentariu. În sfârșit... cineva a reabilitat toată secția pediatrie. Haideți să vă zic direct ce se face sau ce nu se face în spital. În spital se va igieniza complet secția de psihiatrie, care a fost, din păcate, neglijată mulți ani. Recunosc că este o mare necesitate acum secția de psihiatrie, pentru că în curând veți avea o supraaglomerație, dacă mai ține mult nebunia asta de România. Deci avem procedură făcută. Este aproape sau aproximativ 500.000 de lei pentru o reabilitare cum trebuie, cu materiale cum trebuie. Va fi făcută de sus până jos, inclusiv vom pregăti spațiu pentru o cameră traumatică care este necesară conform tuturor cerințelor și standardelor. Vom vedea cum ne descurcăm cu dotarea acelei camere care necesită niște materiale mai speciale și din păcate nu le avem, nu avem fondurile necesare pentru au finalizat, dar oricum e un început. După cum știți, se lucrează la băile din pavilionul vechi. Am terminat primul tronson, se apucă de săptămâna asta de al doilea tronson. Se apucă cine? Fundația Metropolis cu echipa lor. Deci Codrin Maticiuc, nu? Da, sau cine? Codrin Maticiuc. Că el a spus că a reabilitat pediatria și de asta... Nu cred. Deci undeva pe acolo a apărut reabilitarea. Nu, a fost o știre pe ProTV, ca să fim foarte corecți. E posibil să fi făcut ceva la Fundeni, el acolo lucrează pe partea asta. Da, dar la noi, eu vă spun ce urmează la pediatrie. La pediatrie urmează o expertiză la pediatrie, de fapt, și expertiză la bloc operator Nefromed. Sunt cerute de toată lumea, inclusiv de cei care vor să finalizeze aceste proiecte. Cel puțin Codin Maticiuc și fundația au cerut foarte clar să înțeleagă de unde pornesc, care va fi bugetul și ce lucruri sunt necesare acolo. Pe lângă Codin, bineînțeles, cei de la ANAF care ne-au trimis raportul în luna iulie au cerut același expertize ca să le finalizăm până la sfârșitul anului.
Da, am înțeles. Dar cu secția pediatrie, care mai e situația în momentul ăsta? Staționară. Deci nu se lucrează nimic? Nu se lucrează nimic. Noi nu avem acolo autorizație de construire în momentul de față. Da? Noroc că aveți aia de funcționare. Că dacă n-ați avea-o pe aia de funcționare, ați putea funcționa. Exact. Deci funcționăm în două dintre cele trei corpuri. Și v-am zis, planul meu, și indiferent de ce se dorește, eu îmi doresc foarte mult să am atât autorizația, cât și banii asigurați cumva până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Deci asta pot să vă zic că e un fel de proiect pe care mi l-am impus eu, să am tot ce îmi trebuie pentru a continua acele lucrări la pediatrie. La blocul Nefromed urmează să vedem ce zice expertiza și să vedem ce putem face acolo. Deci blocul Nefromed nici acum nu se știe ce se va face acolo. Nu, eu personal nu știu și nu știu. Alții poate mai experimentați, nici ei nu cred că știu încă. Sunt unii foarte experimentați care au gândit blocul Nefromed într-un fel oarecare și acolo s-au îngropat niște bănuți. Vom afla în curând ce s-a folosit, ce materiale, ce putem face acolo. Asta pot să vă zic că sunt obligat, chiar dacă n-aș vrea, sunt obligat de cei de la ANAC. Dar vreau să aflu ce e acolo și la ce poate fi folosit și cum. Eu aștept cu nerăbdare să vedem ce va conchide cineva în legătură cu pediatria. Doamne ferește! Doamne ferește! Se întâmple ceva în secția respectivă, că atunci iarăși o să avem caz la Piatra Neamț, apropo de autorizații, cine, ce, cum, cine a făcut circuitul, cine nu l-a făcut, dacă se folosește spațiu corect, dacă sunt, adică nu pot să înțeleg. Credeți-mă, toată lumea vrea să finalizeze. Știu. Și să vadă ce e acolo. Și eu, noi vrem. Consiliul, Ministerul, toată lumea. Noi suntem gata să ne dăm concursul, dacă alții nu pot. Nu cred că este vreo entitate sau organizație sau persoană în orașul ăsta care nu-și dorește finalizate cele lucruri la pediatrie. Dacă toată lumea dorește, eu știu așa, când doi tineri se iubesc și doresc să căsătoresc. V-am zis. Vor și nași, vin și nașii, vin și invitații, nașul pune plicul, invitații pun plicul. Acum că m-am liniștit un pic cu secția ATI și ne putem relua activitatea în mod normal, ăsta e proiectul meu până la sfârșitul anului. Am înțeles. Eu vă doresc multă baftă, chiar e nevoie de secția ATI și de lămurirea lucrurilor acolo, pentru că... Am vrut să lămuresc un pic, pentru că v-am zis, nu este doar COVID, este o secție... Și vă mai spun ceva, e singura secție care nu are indicatori, de exemplu. De ce nu are indicatori? Pentru că ei deservesc practic toate celelalte secții din spital. Deci nu poți să pui niște indicatori pe o secție care practic deservește pe ceilalți. Hai, uitați, primesc acum un mesaj. Pe 16 aprilie 2018 erai avizat caietul de sarcini pentru servicii de expertiză tehnică privind blocul operator, pasarela și ce Dumnezeu mai e pe acolo. Numai că... 5. Mai rog, noi am tot scris despre asta, nu-i cazul acum. Da. Vreau să vă zic ceva. Din 2018. Eu acum lucrez la specie din 2013-2014. Deci. Săpați adânc. Deci adânc. Ducem în urmă, da. Bun. Da. Acum, revenind la... N-am ajuns încă la 2018. N-ați ajuns. Eu vă doresc succes. Mulțumesc. Eu vă doresc succes să ajungeți. Să nu pierdeți 2018 pe drum. Acum, revenind un pic la structura modulară, am avut o întreagă discuție apropo de modificarea acordului de asociere. Și eu am întrebat așa, de ce a trebuit Alex Filimon, managerul Spitalului Județean, să facă o cerere la Consiliul Județean ca cei din Consiliu să modifice acordul de asociere? Ca beneficiar și ca parte a acordului de parteneriat, bineînțeles. Partea acordului de parteneriat. Deci eu fac așa. Îl iau pe colegul, nu știu care, ziceți-mi un coleg din redacție, oricare, da. Și mă duc și fac o cerere în numele lui și fac o cerere la notar ca să-l divorțez.
știți, de ce n-a făcut dăruiește viață cererea sau de ce nu și-a recunoscut greșeala Consiliul Județean? De ce v-au pus pe dumneavoastră acolo, v-au luat cu moț să faceți dumneavoastră cererea asta? Nu m-am pus nimeni, m-am oferit pentru a... Ca să deblocați situația. Ca să deblocăm situația. Adică sunteți un fel de, cum să zic eu, nici nu știu. Am umerii puternici, pot să duc... Deci... Am înțeles. O cerere la Consiliu, nu e problemă. Am înțeles, nu, e ciudat așa. Și mai ciudat a fost chestia cealaltă, cu explicația de ce ați făcut cererea dumneavoastră. Cu decontarea cheltuielor de către cei de la Dăruiește Viață, care pe mine m-a lăsat mască. Aia nu știu, sincer, nu știu la ce vă referiți. Păi a fost în ședința de Consiliu, a întrebat un consilier, știți, erați la Buhuș. Dacă era la o conferință în ziua respectivă. Deci un consilier a întrebat... De ce trebuie să modificăm acordul să nu mai fie donație și să fie sponsorizare din punct de vedere juridic? Și răspunsul a venit așa. Răspund eu, domnul președinte, a spus doamna secretar general. Spitalul a făcut cererea pentru că cei de la Dăruiește Viață trebuie să-și deducă niște cheltuieli. Nu sunt economist dumneavoastră, probabil știți mai bine. Sunt jurist. Știți mai bine ca mine că o fundație din asta non-profit e greu. Cu deducerea cheltuielor ca motiv să schimb de la donație la sponsorizare. Nu cred că e vorba de deducerea cheltuielor. Păi nu, că doamna Gheorgheu ne-a spus. E pur și simplu vorba că trebuie să îți justifici niște cheltuieli. Eu știu că doamnele de la Dăruiește Viață au fost auditate odată la 2 ani. Nu se discută. Acolo pentru nu. Ce fac dumnealor cu bani, păi, știți? De asta zic, că mi se pare ciudat să-i bagi în gura fiscului că vor să-și deducă niște cheltuieli. Doamna a lămurit. Nu, domnule, nici vorbă de așa ceva. E o tâmpenie asta. Noi nu putem face donație pentru că nu putem întabula. Domnul Bălănescu, interesul meu ca manager, deci știu, nefiind nici jurist, interesul meu ca nici... jurnalist absolut, este să înțeleg. Fie lucrurile clare. Eu mi-am dorit deschiderea secției. Ce am putut eu să fac cu niște chestii pe care mi le-am asumat, inclusiv cu această cerere de care ziceți dumneavoastră, am zis ok. Hai să rezolv lucrurile. Le-am pus în balanță și zic că vreau paturi ATI ca să tratez oamenii, ca să fac o diferență între viață și moarte, sau mă gândesc cum ar da corect, mai bine... Corect. Deci, logica este corectă. Dar nu este vina dumneavoastră aici. E vina unor tipi care au făcut un acord de asociere pe care l-au gândit prost. Și vă dau un exemplu acum. Nu mai fac referire la partea de donație, că ne-am lămurit. Dar o hotărâre proastă vă pune în niște situații aproape imposibile și pe dumneavoastră și pe cei de la Dăruiește Viață. De exemplu, și știm cu, numai dintr-o acum în detalii de ce a fost nevoie, semneze un act de donație înainte ca el să poată face. Nu discutăm lucrul ăsta acum pentru că nu... E tot de la prostia din acordul de asociere. Eu v-am explicat și atunci și am explicat și colegilor dumneavoastră. Acea... Predare, primire pe data de 27 iulie a fost făcută pentru a putea face conexiune la Delgaș pentru a muta proiectul înainte. Am văzut toată lumea săptămâna respectivă mă întreba, dar n-ai conexiune la Delgaș, dar ce ai să faci? Durează 60 de zile, dar mor oamenii, tu nu te ocupi, nu știi ce să faci. Păi uite, am făcut predare, primire, acum pot să-l conectez. L-am conectat în 7 zile, nu 60 de zile. Deci, vreau să vă arăt cum... O hotărâre prost făcută vă pune pe dumneavoastră în niște situații imposibile acum. Ce se spune? Se face asociere în vederea realizării unui proiect de interes județean, achiziționare, montare, dar în funcțiune structură modulară. Pentru internarea și tratarea pacienților infectați cu SARS-CoV-2. Forme severe și critice. Punct. Punct. Dumneavoastră, în momentul acesta... Da. Avantajul este că la finalul acestui acord spune că orice modificare poate fi făcută cu acordul părților. Am înțeles. Noi, și în momentul acesta... Noi, prin acel contract la final, sau mă rog, proces verbal de predare, primire sau cum vreți dumneavoastră să-l numiți, am avut acceptul doamnelor și scrie clar că putem folosi această unitate de terapie intensivă atât pentru pacienții COVID cât și pentru pacienții non-COVID. De acord cu dumneavoastră. Numai că vin băieții ăștia care se ocupă de circuite, de așa și zic... Totul e perfect. Deci, practic, în momentul acesta aveți două circuite separate la... Haideți să vă explic. De ce un hol comun?
Datorită faptului că avem presiune negativă, nimic nu este în holul respectiv. Niciun microb. Da? Și atunci noi putem să jonglăm cu aceste saloane așa cum vrem. Deci dacă într-un salon, nu știu, azi am pacienți non-COVID, îi transfer sau și mâine pun pacienți COVID. Sau invers, dacă am pacienți COVID într-un salon, pot să-l folosesc și a doua zi să folosesc acel salon pentru pacienți non-COVID. Deci toate aceste circuite sunt într-adevăr circuitele care trebuie, vă dați seama, nici nu intram acolo fără să avem autorizație de funcționare de la DSP, au venit, au verificat, au avut delegații, a venit și domnul director, adică a fost toată lumea implicată și de aia poate am întârziat mai mult decât își dorea lumea să dăm drumul, pentru că am vrut chiar să avem absolut toate acordurile și autorizații, inclusiv avizul pentru serviciu privat de intervenții pe care l-am înființat la spital și trebuia înființat de foarte mult timp. Inclusiv planul de intervenție care a zis domnul colonel Mitrea că este cel mai complex. Pe lucru pe care noi l-am lăudat și... într-o știre. Da, pentru că vă s-a cred. Făcut. Nu da, zic da, pentru nu. Laude. Zic că am vrut să avem absolut eu vă înțeleg, toată documentația. Eu vă înțeleg, dar știți cum e? În momentul în care dai o știre și există secretomanie, am cerut Consiliul Județean niște lucruri, nu le-am primit niciodată. Te uiți în acte. Și eu în actul adițional ăsta, la așa, nu văd că s-a modificat partea cu pacienții non-COVID. Dacă tot s-a făcut modificarea acordului, dacă se gândea în perspectivă un jurist bun de acolo, putea gândi, băi... Din ce știu eu și nu vreau să greșesc, incendiul a fost pe 14 noiembrie și acordul ăsta a fost făcut pe 4 decembrie. Deci probabil că în timpul respectiv, unde s-au căutat diverse soluții, nu au verificat, nu s-au pus toate exact cum trebuie la cale, ca să zic așa, în momentul respectiv, la 3 săptămâni sau la 2 săptămâni după incendiu. Da? Probabil că a fost, nu știu, n-a fost acolo, probabil că au fost discuții, unde facem, cum facem, ce mutăm, unde mutăm. Da? Și asta a fost o soluție și vreau să repet încă o dată. Faptul că noi avem acum această secție și ținând cont de discuțiile pe care le-am avut cu cei doi procurori când au fost în Piatra de la parchet, această secție va funcționa mult și bine cu acele patru ATI până vom reuși noi să renovăm, secția să refacem secția de acolo. Deci ele ne-au făcut un imens beneficiu prin această unitate. Vreau să vă gândiți altfel. Cum puteam noi să funcționăm un an de zile cu 6-4? Eu ar fi trebuit să, nu știu, să închid, să dau oamenii în șomaj, să... Cum puteam să funcționez? Nu. Eu încerc să scot în evidență altceva. Faptul că în amalgamul ăsta de hotărâri, legi care există, în perioada pandemiei s-au stabilit niște reguli. Una din regulile care s-a stabilit atunci, a dus probabil și la toată nebunia care exista în secția ATI, aia care a ars. Ba, s-au mutat de sus jos, ba, erau niște panouri care nu știu ce, ba, nu știu ce. În cazul unei nenorociri, toate lucrurile astea se contabilizează. Absolut. Toate lucrurile astea se contabilizează. Dacă noi mergem numai pe ideea asta, da, facem că trebuie să facem, că este bine să facem și nu ne interesează partea cealaltă. Eu am zis așa, poate era mai bine când s-a făcut acest acord, cineva să stea cu picioarele în apă rece, să zice, băi, este ok să facem numai pentru persoanele cu SARS-CoV-2? Așa era, cred că, ideea. Este ok atunci, pentru că noi spitalul ăsta îl folosim sau vrem să-l folosim și pentru restul pacienților. Și dacă noi nu avem secție ATI sus, funcțională, și vai de mama ei. În momentul respectiv, spitalul era desemnat spital spor COVID, avea numai pacienți COVID. Cred că puțină lumea s-a gândit la momentul respectiv. Mai ales că fiind decembrie și stând cu picioarele în apă rece, nu e nici... Însați, atunci vin cald. Vin cald, că din septembrie până în decembrie... Gândit ce va fi în iunie, în iulie, când se va da drumul și... Da, dar asta este una. Pe de altă parte, dacă tot gândim așa, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Dom'le, s-a greșit acolo, nu s-a greșit fundamental, n-am omorât pe nimeni, am vrut să facem absolut un lucru bun și uite, acum corectăm. Ce e atât de greu?
Deci eu asta nu pricep. Deci, eu tocmai am zis că eu am dumneavoastră greșit, da. Am corectat. Dumneavoastră da. Ceilalți fiecare vorbește numele dânsului sau propriu. Bun. Acum mai am eu o întrebare că mi-am notat în timp ce dumneavoastră vorbeați despre așa că secția asta nu are acest compartiment nu are indicatori? Nu. Păi și atunci cum se face finanțarea? Finanțarea e pe baza a ceea ce se consumă acolo. Deci nu sunt indicatori de performanță, nu sunt DRG-uri, nu sunt ICM-uri, pentru că nu ai cum să monitorizezi așa ceva. Dumnealor, practic, lucrează pentru celelalte specialități din spital. Deci indicatori au celelalte secții. Și atunci, practic, se face cum ei transmit ce fac și în DRG-urile astea... DRG-urile sunt ale celorlalte secții, nu sunt ale... Am înțeles. Deci ei, practic, când participă la o intervenție chirurgicală, participă ca un om de la secția TI vine și face o anestezie, să zicem, da? Asta pentru... e în mod normal? Păi normal. În mod la normal orice, peste tot, da. Nu, orice, deci da, nu da, acum, da, nu e la noi, nu, e în mod normal peste tot. De asta spun că e... cum zic și doamne de la Dăruiește Viață, inima spitalului, pentru că ei practic participă la activitatea tuturor secțiilor, nu neapărat cele de chirurgie, dar și la neurologie, și la cardio, și la boli infecțioase, tot timpul poți avea un pacient care să ajungă la ATI, dintr-un motiv sau altul. Da. În altă ordine de idei, iată, valul 4, toată lumea vorbește, crește numărul de internați, cum veți funcționa în continuare? Că chestia asta cu spital COVID, nu m-am lămurit niciodată. Dacă noi eram spital COVID printr-o decizie administrativă în totalitate, spital COVID sau puteam presta... Asta nu știu nu, că... Nu, eram întotdeauna, întotdeauna am fost și așa am moștenit și eu când am venit, spital suport COVID. Spital deci noi eram absolut întreg spitalul COVID. Nu puteai să faci alte activități. Singura secție care a funcționat normal este secția de oncologie. Ei au fost într-o clădire separată, nu au avut nimic de a face cu pacienții COVID. Am înțeles. Acum trebuie să intrați pe zona cealaltă, de pe lângă activitate, pe lângă bani pentru refacerea secției, pe lângă alți bani, pe lângă lucrările care trebuie aduse la zi. Cred că vine și povestea cu acreditarea, nu? Urmează, nu este, secția de psihiatrie nu este singura care este renovată, face renovări mai mici și la bucătărie am făcut renovări, mai facem și la infecțioase în subsol, atât din fonduri de la CJ cât și din sponsorizări, dar e clar că vine acreditarea, se fac pași pentru a trece acreditarea cu bine, nu cred că vom trece cu infrastructura pe care o avem noi la nivel maxim, dar o trecem. Adică ce ar trebui să faci? Sunt mai multe nivele la acreditare, adică nu e un da sau un nu absolut. Deci în momentul acesta noi suntem spital de gradul? 3. Da. Și tot pentru 3 mergem. Absolut. Nu avem alte gânduri, că nu avem cum. Pentru 3. Și gradul ăsta 3 are mai multe nivele de acreditare? Nu, doar acreditarea în sine, procesul de acreditare. Aha. Adică poți să iei, nu știu, să zicem un excelent, poți să... fi foarte bine, da? Nu am acum detaliile să vă zic exact, dar sunt 4 sau 5 nivele. Am înțeles. De la cum era cu alea. Deci bine, foarte bine, excelent. Și, sau, noi să vom fi la bine. Deci veți fi la bine deja. Știți unde sunt. Presupun. Bă, care sunt punctele slabe pentru acreditare? Punctele slabe sunt, după cum știu și eu, știe toată lumea și alții care sunt mai vechi decât mine în domeniul ăsta și în administrația publică, infrastructura, care nu e evident cea mai bună. Cea mai nouă clădire e din 74, mă refer la spitalele și clădirile vechi, nu mă refer la unitatea de terapie intensivă. Am avut control și la DSP acum, în care au menționat aceleași aspecte. Unele le putem modifica, altele, din păcate, din cauza infrastructurii, nu putem să le modificăm. Dar eu vă zic, se fac eforturi. Mai am până la sfârșitul anului niște idei de proiecte. Vrem să introducem brățările pentru pacienți, vrem să introducem coduri de bare la magazia de materiale sanitare, la magazia alimentară,
să putem urmări mai bine traseul produselor în spital și către pacient. Da, o mulțime de întrebări care vin pentru dumneavoastră, dar n-are rost că toate se referă la același lucru, pacienții COVID. Pacienții COVID, ce facem, cum e pregătit spitalul, deci, și spitalul legat de asta, da. Ce rămâne pentru ne-COVID? Păi haide să le spun oamenilor ca să aibă informații concrete. Noi când am redeschis pe 16 iunie, am redeschis cu 120 de paturi COVID, ca să spun așa, și restul din 883 non-COVID. După care am scăzut imediat la două săptămâni la 94 de paturi COVID, restul non-COVID. Acum, ținând cont de incidența cazurilor, am ajuns din nou noua structură pe care tocmai am trimis-o la DSP și a fost aprobată. Este de 158 de paturi COVID și restul non-COVID. Deci 158 de paturi, practic mai rămân practic e secția, 600... Practic e secția de infecțioase, care de la început până la sfârșit întotdeauna a fost COVID, cu 45 de paturi acolo. Și sunt paturi aproape pe fiecare secție, un sector sau un salon sau două saloane în care sunt special pentru COVID. În general rezerve. Sunt saloane, poate să fie pe secție mare, cum e chirurgia, de exemplu, pot să aibă un salon de 6. Nu am datele exacte pe fiecare secție. Acum noi funcționăm, am pus pacienți pozitivi în spitalul vechi la etajul 4, conform planului nostru de recrudescență. Deci am început de la etajul 4 în jos. Probabil că vom ajunge la etajul 3, depinde foarte mult de numărul de cazuri. Este o colaborare bună, să știți, pe care o am și cu DSP-ul și cu ceilalți manageri din județ. Ne înțelegem unii pe ceilalți. De exemplu, doamna Anton de la Bisericani face eforturi să mărească și dumneai numărul de paturi pentru COVID acolo, să preia cazurile ușoare, nu ne dorim altceva, pentru ca să ne elibereze nouă paturile care altfel pentru le cazuri mai grave, pentru cazuri mai grave. Am înțeles. Deci, una peste alta, sunteți optimist. Sunt optimist, dar iarăși vreau să asigur oamenii care ne ascultă că se fac eforturi și pentru ceilalți pacienți. Să nu credeți că dacă toată lumea vorbește de COVID, ceilalți pacienți sunt neglijați. Din păcate, de când am redeschis, avem cazuri destul de grave non-COVID, pentru că mulți oameni au neglijat sau nu au avut posibilitatea de a ajunge la o au clinică fost privată. La... Au fost neglijați de sistemul de sănătate național. Și au fost puși într-o situație imposibilă cu declararea aceea. Toată lumea a fost într-o situație destul de dificilă și noi. Și Spitalul noi. Din Piatra Neamț a fost pus într-o situație dificilă în momentul în care a fost declarat spital COVID, după ce cu o noapte înainte nu era spital COVID. Asta a fost o decizie, noi știți cum e, că câteodată joci cu ce ai. Cu ce cărți îți vin. Pentru mine da, dar unii joacă cu cărți palmate. Pentru mine e important. Deci unii au jucat cu cărți palmate pentru aici. Mine e important să facem față la ce ne rezervă viitorul, ca să spun așa. Planificăm din timp anumite chestii, cum nu le-am găsit anul trecut. De exemplu, acum reparăm trei cazane, ca să nu le reparăm în decembrie, în ianuarie, prefer să în le reparăm în septembrie. În fine. Și lucrăm la partea de automatizare acestor cazane. Am căutat un specialist care să ne ajute să fie programate, să meargă în șir, să nu pornească toate deodată, adică niște treburi, inclusiv partea schematică și tot ce înseamnă documentație, pentru că nu există acum. Și dacă, Doamne ferește, să deci întâmplă nu ceva există. Cu vreun... E cum de ele nu trebuiau autorizate șir? Sunt autorizate șir. Păi și dacă nu... Am mai primit întrebarea asta. Sunt și dacă au documentațiile... Au niște documentații incomplete. Păi și atunci faceți-le plângere penală la ea care l-au autorizat. Incomplet. Nu vreau să fac nicio plângere penală, vreau să-mi fac job. Eu am înțeles, dar aveți juriști pentru... acolo care ar trebui să se ocupe de chestia asta. Nu de alta, nu e vorba de dumneavoastră că vă faceți jobul, vi-l faceți. E vorba că acolo, în saloanele deservite de acele centrale, sunt oameni, în general bolnavi. Deci eu am trecut printr-o iarnă. Nu au fost...
probleme Bun. Decât o singură Eu am reținut așa, documentație incompletă. Documentație incompletă, da. Și acum vrem să le facem să fie totul, să vină, cum am zis, un special. Dar chemați-i pe ea care au făcut documentația incompletă, să o fac completă fără bani. Eu vorbesc pe partea de automatizare, nu vorbesc pe... Am înțeles. Deci aceste centrale au niște sisteme de automatizare pe ele care sunt, cum să spun, pot fi și mai bune. Odată ar trebui să facem o emisiune în care dumneavoastră să spuneți ce ați găsit. Să vă, și eu să vă întreb așa, ce ați găsit acolo, ce ați găsit acolo, ce ați găsit acolo, ce ați găsit acolo și până facem un muzeu al amintirilor găsite la Spitalul Județean de Urgență Piatra. Din păcate, oarecum simt un pic de ironie aici, din păcate... Nu, dar nu chiar nu ironie de data asta. Din chiar păcate mă ocup cu foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolv din trecut. Deci, nu, dar, deci chiar nu este ironie. Din timpul meu, chiar nu este ironie. Discut cu foarte multă lume, nu știu, consultanți, reprezentanți medicali care vin de pe la alte spitale și încearcă să-mi spună ce mai face unul altul și eu îmi dau seama că 80% din timpul meu este petrecut pe lucruri care nu s-au întâmplat de 2 ani, de 5 ani, de 8 ani, mă rog. E o misiune de a stabiliza sistemul, de a face niște îmbunătățiri absolut, toți ne le dorim, da? Banii sunt cum sunt, dar până acum am avut sprijin de la toate organismele care, cu care colaborăm, însă vă zic, problema mare este că trebuie să iau niște măsuri, inclusiv în săptămânile următoare. Va trebui să iau niște măsuri pentru lucruri care s-au făcut sau care nu s-au făcut din 2013-2014. În ce sens măsuri? Niște măsuri, niște dispoziții de impunere. Da, au venit deja documentele vor care... Fi documente, sunt documente, sunt în discuții cu cei de la Curtea de Conturi, am fost informat. Acum găsim calea cea mai bună pentru a nu afecta foarte multă lume. Decizii de impunere, vă referiți la acea chestie care afectează întreaga țară, apropo de concedii, niște... Nu, salarii, sunt, nu, achitate. Cum am zis, sunt niște măsuri care trebuiau luate din 2013-2014 la un raport de Curtea de Conturi, nu au fost luate până acum. Pe o premisă eronată că, mă rog, au fost prescrise, dar ele de fapt nu sunt prescrise și trebuie să fie luate măsuri. Dar când nu le iei, e mai dificil. Mama lor de prescrieri, ca nu să Nu cred că așa. Voi fi un om foarte popular. Am vaga senzație. Deci se referă la un mare număr de angajați? Asta din 2013-2014 se referă la un număr mai mic. Următoarele urmează probabil la un număr mai mare. Am înțeles. Va trebui să discutăm după ce le veți face. Odată ca să discutăm pe concret, nu pe nume, ci pe sume și situații. Dacă, bineînțeles, există, ca să vă facem și mai multă popularitate. Mulțumesc, în spital. Mulțumesc, da. Deci un manager își asumă. Dumneavoastră v-ați asumat să mergeți la spital. Eu ce să vă zic, cât vă doresc succes. Am să stau cât mă simt folositor și fac ceva bun în folosul comunității. Eu vă doresc mult succes. Vă mulțumesc că v-ați venit dimineața la emisiune. Vă mai chemăm și vă mai invit. Acum, pentru că am zis că începe școala, sunt dator să mai fac o precizare. Astăzi e și ziua pompierilor. Să-i salutăm. Absolut. 13 septembrie. Îi salutăm, mai ales că dumneavoastră o aveți colaborare, nevoie. Am nevoie, dar să știți că a fost o colaborare excelentă cu dumnealor. Deci, faptul că întrebăm și ni se dau niște sfaturi înainte de a te duce, știți cum e, cu dosarul, ca să ți se spună că îți lipsește pagina numărul, nu știu, 10 sau planșa cu tare. A fost o colaborare foarte bună și de aceea cred că am și obținut autorizația asta de funcționare. Din nefericire, ca să existe această colaborare, au trebuit îndeplinite niște condiții. Una dintre ele a fost tragică, incendiu. După aceea a trebuit ca niște oameni să discute de pe poziții, cum să spun eu, de egalitate. Înainte se ducea managerul și spunea am nevoie de asta și se punea pe masă dosarul. Acum... Nu, cu domnul Mitrea nu e chiar așa, dar suntem amândoi, zic eu, pe aceeași pagină, suntem în aceeași generație,
avem aceleași principii de viață, indiferent că dumnealui va fi sau nu va mai fi șef, indiferent că eu voi fi sau nu manager, cred că vom menține relația asta și după carierei, ca să spun așa. Am înțeles. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Oameni buni, ne oprim aici. Mâine vom discuta despre lucruri care țin de administrația locală, că avem destule. Ce vreau eu să mai spun aici, chiar cât mai rămâne și domnul manager de la spital, un lucru ar trebui autoritățile de toate felurile să stabilească. Dom'le, noi ca autoritate cerem niște lucruri care trebuie respectate. Voi trebuie să le respectați. Întrebarea mea este, și autoritatea trebuie să le respecte? Și avem cazul. Primăria Piatra Neamț începe lucrare fără autorizație. Face autorizația în momentul în care întreabă presa despre ea. Se fac acorduri de asociere, se modifică, e ok, facem lucruri bune, dar, oameni buni, spuneți-ne și nouă clar, nu cu deduceri fiscale, nu cu alte chestii. Adică, chiar dacă nu e din bani publici lucrarea asta, se face în curtea unei instituții publice, unde proprietar este o instituție publică numită Județul Neamț. Sau, mă rog, Consiliul Județean. Se confundă persoane, instituții, etc. Vă mulțumesc frumos, scuzați-ne că în ziua de început a anului școlar am vorbit și despre asemenea lucruri. Să reținem totuși, funcționează compartimentul modular, deja sunt 10 pacienți, nu că am vrea să depășim planul, am vrea să stea gol cât mai mult timp pe zona de SARS-CoV. Gândiți-vă că acum 3 zile, 4 zile, cei 10 ar fi fost pe 6-4. Pe 6-4, da. Ne oprim aici. Numai bine! Mulțumesc!